după ce s-a alcătuit nouul Parlament, am făcut o propunere care a fost acceptată, un raport privind schimbarea situației strategice militare din Marea Neagră, ca urmare a anexării ilegale a Crimeei. Și lucrez la acest raport, el a fost acceptat, sper să-l prezint în această primăvară. În momentul de față sunt în discuții cu o serie întreagă de factori relevanți care pot să aibă o opinie legată de acest subiect și îl pregătim astfel încât, cum spuneam, în primăvară eventual să-l și susținem, pentru că și lucrurile sunt în stare de flux. Și cu cât realizăm mai bine care sunt consecințele schimbării, cu atât vom putea să căutăm eventual răspunsul la ce s-a întâmplat acolo. Puteți dezvălui unul, două puncte care... Nu, am să... Aici, vedeți dumneavoastră, Rusia, de pildă, susține că NATO se apropie de granițele ei. În cazul Crimeei, Rusia a venit aproape de granițele NATO și iată că noi avem practic pe mare un fel de graniță maritimă cu Rusia, lucru pe care nu l-am avut până în momentul de față. Dacă ne gândim la distanța de acțiune a noilor sisteme de armament, să avem în vedere că plasarea unor sisteme moderne de armament cu rază lungă de acțiune în Crimeea permite Rusiei să ajungă adânc în teritoriul NATO. Deci este o chestiune de apărare pe care trebuie să o avem în vedere. Iată numai o schimbare majoră care se petrece chiar sub ochii noștri, ținând seama de planurile de modernizare și de amplasare a echipamentelor rusești în Crimeea, care schimbă complet peisajul geostrategic. Și mai sunt și altele, pentru că, până la urmă, situația din Marea Neagră va fi dominată și începe să fie dominată de două, are două dimensiuni. O dimensiune este cea a exploatărilor de gaze și petrol și transportul celor care provin din alte zone prin Marea Neagră, asta este una, și cealaltă este o cursă în armărilor care a fost inițiată de Rusia prin programul de modernizare masiv al flotei sale din Marea Neagră și răspunsul pe care țările occidentale sunt îndreptățite să-l dea. Aparent două teme separate, dar destul de îngemănate, securitatea energetică Spune că accesul la beneficiile rezervelor de petrol și gaze din Marea Neagră va fi mediat de echilibrul de putere navală existent în zonă. Iată niște lucruri care se văd mai puțin. De aceea am considerat că un raport s-ar justifica, pentru că în felul acesta publicul poate să ia cunoștință de lucruri care altfel rămân numai la nivelul specialiștilor.